domnule, păreri sunt mai multe, înțelegeți? Eutanasierea e o crimă, înțelegeți? Ar trebui să-i protejeze altfel. E un lucru bun. Iurtietate nu trebuie eutanasiată. Dragii mei, ce pot să spun mai mult că e o lege dată care votată de Parlament. Cine a votat-o? Parlamentul a votat-o. Poți să vorbești ceva, să spui că nu ești de acord? Păi a fost suspendată respectiva lege. Păi a fost suspendată, da. O aplică? O aplică. Nu știu. În România sunt măsuri bune care nu se mai iau, din păcate. În alte țări sunt legale, la noi nu. Chiar nu văd niciun fel de rezolvare. Dar eutanasierea câinilor în sine era o măsură, considerați că ar fi o măsură bună? Poate fi o măsură bună în timp, în ani de zile, pentru că odată ce nimeni nu-i vrea, ei nu fac decât să se mulțească, să ne consume banii. Bucur teribil. Mă bucur teribil pentru că sunt posesare de cățel. Toate cele bune. Sănătate. Foarte rău. Pentru că am avut și eu un nepoțel pe care mi l-am mușcat. Deci sunteți oarecum parte vătămată. Da, exact. Nu e un lucru bun. Corect. Deci dumneavoastră ați optat pentru eutanasiere. Sau alt mijloc. Nu de distrugerea lui. Ci numai de... A îndepărtat javrele după stradă, inclusiv pe cele din Parlament. Și auzind de bine.